Și să vă face bine, vă găsi un nou zocul pe canal. Acest joc, acest episod o să fie pregătit pentru mâini, poi mâine ca să am un episod de făcut. Acest joc este, se numește Fara 3 și un nou joc pe canal. Am, mi-a zis Banciu de el un prieten și ne-am zucat împreună Fara 3 și l-am mai bătut, m-am învățat să joc și am, băgat, am, am făcut și eu o level 8 și mi-am făcut un clan, clanul român, cam pe stat gm am mi-am mi creat un caracter acesta, acesta este și dacă vreți să-mi dați cerere de prietenie în acest joc, mă cheamă Alex Doggy. Alex, mă cheamă Alex 2007 Pro cu toate retele mari și da, 2007 anul care m-a născut și hai să începem cu un joc cu quick play și nu o să ne la arenă, aici ne selectăm harta ne... Selectăm harta ca care să fie votată, s-a votat asta. Și avem diferite power up și toți să ajunge pe primul loc ca să câștigăm. Putem să ajungem pe diferite locuri. Avem, toți facem parcur, avem diferite power up să încetinim pe adversari. Cum am încetinit ăștia cu tunetul. Și au mai mult tunet, tunete. O l-am prins, și eu tunetul. Ori e de asta de scut, ori de încetinește de adversari, ori... E de la de viteză. Deci da, sunt tot fel de power dar am ajuns pe locul 1. Sper să nu mai dea cineva tunetul, că e foarte nevat, sau magnetul ăla te duce înapoi, în spate de tot și nu. Nu chiar în spate, dar uitați cum, tocmai ne-a dat cineva. Ce ziceam și uite că ne-a dat. Opa, n-am uitat în cap ca mamă, ce i asta? Nu pe ultimul loc, nu, mă cap pe locul 3. mă mai dute aici, A... Du-te că... Cu... Aaa, am zis pe locul 4. Uh, a dat fum. A, în fine. To best time at aici ne apar ce mai bun cel mai șmecheri din momente din uh, cursă. Uitați că e și fan la 3 arena. Uh, Celelalte au mai fost câteva fan la 3, fan run, dar 1 2 au fost eliminate. Am înțeles și de cât este. Aici avem uh, locul de necustomizăm caracterul. Aici avem skin-ul. Eu la două ăsta l-am probabil că m-am conectat cu Facebook-ul. Dar sunt mai multe de, găină, de sunt și de la noi. Dar nu prea mă interesează. Mamă. Aici avem hainele. Avem și săpi și diferite chestii. Eu am luat așa că am, când am avut puțin bani. După cum puteți vedea, avem mai multe chestii, uite și pălăria cu America, la Power Ups avem uh, eu am cu echipat asta, ca să știți, dacă avem deja asta de, de ex, exploziv pus activat, o să avem explozivul, dar nu ia să abună, că luăm am echipat. Când ne ducem să luăm la când ne dă cu chestia aia, la și ne așezăm pe ele, o să ne dea loc de la marca asta de mai power ups și la chestiile astea să mă dea sable, nu o să mai dea explozive dacă am pe asta. Și tot și de cât una puteți avea echipată în fiecare de asta. Ca aici avem, de exemplu, astea care te fac să mergi mai repede. Asta rachetă e pe, e, pentru 2 secunde te duci în sus. Deci a, ăsta speed e mai bun. Aici poți să ai mai multe echipate. Și ștel, de și shield și, și speed. Că astea sunt combinate, combinațiile. Aici la shield avem și asta stealth să nu ne vadă și shield-ul. La stealth nu ne poate vedea nimeni și nu ne poate dea un power-up. la ul îi prea pe... Pentru că ați văzut și voi ce te ținește pe toți în afară de tine dacă tu l-ai dat. Are Ai și aici magnetul care te începe, te dă ce puțin în spate și ăsta e ok. Deci astea sunt toate power up -urile. și dacă veți, sunt toate în clanul meu, să mai este clanul român și v-am spus numele meu. Deci aici am pe banjul el el mi-a zis de el și uite că e distractiv. L-am avut pe celălalt telefon, dar am uitat de el și mi-am adus aminte pentru că mi-a zis el. Și da, hai să mergem și noi pe arena, să vă prezint ca de față. Aici, dacă ești pe ultimul loc, adică pe locul 5, că ăsta e ultimul loc, te, -o, te va omorâi și nu o să ajungi la finish. Deci tot să ai grijă. Eu mereu am doar câștigat la arena, dacă pierzi din tot o să dai bani ca să participi la altă arena și te și scade dacă pierzi. Asta e clar că te scade. Mamă, și vedeți sunt, sunt pe două părți play și de aia zic, o, acum sunt pe locul 1. Hai că acum am noroc. Atunci o să am grijă pe viitor. Eu mă duc pe aici, să fiu locul 2. Uite, îmi pare la bine, mă, cum aduce, am, am, am zis ce o pe Uite și tu, frate. Hopa! Nu e bine să suntem pe 5, că nu există loc cu 5, măcar pe 4 să fim. De ce și pe mine, că am dat. Eu l-am dat. Mam, că ce au murit de la. O, uite, ce -a, a fost omor, vedeți cu ăla cu rosul. A fost eliminat aici cu eliminatorii. Am pus o bombă acolo. Pentru cine s-a duce. Uitați, când ne apare cu rosul, trebuie să fugi, să avem grijă. Că puteam să am două, în fine. Da, cred că aveam două, în fine. Ho! La fix! Ducem aici, opa, punem pe doia de acolo. Oh, da, 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 m ați blocat. Vedeți, eu cu parcurs și sunt diferite hărți. Aia cu apă e nedvantă. O, o să fim pe primul. Oh, Și am ajuns pe locul 2, am avut un loc, chiar dacă nu am ajuns pe primul loc, e bine locul 2, cred că pe și pe locul 4 pierdai, pierdai. Și am făcut 3 unei. să pune ca un dacă e locul 2, contează să nu fie eliminat, da? Deci ați văzut cum stă jocul, putem să jucăm și cu boci, dar nu câștigăm nimica, adică pe custom și dai biful și aici selectez o mapă. Uh, poți să și singur. De exemplu, asta cu bici, asta e nervantă, că e apă. O să spun să vă prezint harta respectivă. Dar puteți juca și cu prieteni dacă vreți să vă faceți un pariu pentru bani, de exemplu. Nu, de aici. Ia să vă arăt care e faza. Și un zoc destul de distractiv și amuzant. Chiar un zoc amuzant, eu chiar am râs cu prietenul meu. Uitați, apa asta e nervant, uitați. Acum nu mai e grabă. Aici e power-up. Aici e scutul ăsta dacă te dă cineva ceva nu plăcești nimic, aici cred că o să mă lovesc pe mine singur, pe nimeni, aici sari, asta e spustul, harta asta se zice că nu e chiar asta enervantă, dacă ajunge în apoi mai enervantă, dar sunt și unele hărci care nu, uitați că tot ne lovim de, de ăștia și da, de asta nu-mi place mie harta, dar de e ok și episodul ăsta l-am făcut în aceeași zi cu toate episoadele și cu free fire și de toate, nu că o să fii pregătit. Și cum am zis, o să aveți pregătit și un episod de Mafia 2. Și chiar să nu tot în ziua asta am făcut și nu. Acum bine, nu câștigă nici dacă am ajuns pe cu 1 aici. Pur și simplu e decât... Ă... asta am să vă prezint eu harta. Dar cu prietenii mai smeche că îi provoci și da, mi se pare șmeche jocul prima, prima oară când am auzit el ce și acum chiar e smeche, îl păstrez. Și cam asta a fost episodul, Eu am fost Alexandru Novac și ne-a data viitoare cu nouă nou episod de GTA și diferite chestii, pa!